Bună dimineața! Ați văzut cât e ceasul? 5 și 6 minute, prieteni, și ostreaz. Minune mare! Asta trebuie scris în cartea de istorie, că la mine nu se prea întâmplă lucrul ăsta. Prieteni, astăzi mergem până aproape de Hamburg, 500 și ceva de kilometri, pentru că un verișor de-a meu vrea să-și cumpere mașină și n-am găsit numai acolo, la 500 de kilometri distanță, ce mașină vrea el. Dacă vreți să vedeți ce mașină vrea să-și ia și dacă vreți să vedeți un pic din călătoria noastră, nu uitați să vă abonați la canal de YouTube, să dați click pe clopoțel, share și așa mai departe și să vă uitați la video. O să fie fain, mai ales că vorbim un pic mai dus cu pluta decât mie de acasă. Deci trebuie să fie un episod tare ca lumea, să vedem ce o să iasă. Pornim la drum și vă țin la update de pe drum. Aveți grijă de voi! Fă cu mâna. De ce mă fie? Spune-le la oameni ceau. Nu, că nu mă pui pe net. Cum să nu? Nu. Dar cum să nu? Nu. Nu, cum să nu? Dar în loc de cap, știi ce spun? Îți spun o față din aia de clown. Și ca să nu, să-ți protejezi datele. Nu că spun un căcățel din ăla, spun în locul capului. Nu te mai mișca așa că nu o să pot să fac să urmărească căcatul. Na, uite-te la el. Prieteni, am făcut o pauză, că suntem obosiți. Bem o cafă. Merem la hotel, mă duc eu cu Cristi la hotel, ne luăm o cameră. De la ăștia să nu mai mâncați în viața voastră. De la KFC să nu mai cumpărați în viața voastră. Pentru că n-or părăsit Rusia. Sunt încă în Rusia, mâncei frastu. Prieteni, mai avem 100 de kilometri până la destinație, până la mașina, dar ne-am oprit să facem o pauză, să bem un Red Bull și să mâncăm ceva tradițional nemțesc. Hai, bă, pot să-l scot afară. Bockwurst. Pentru ce e recunoscută Germania? Pentru bere, mașini și wurst. Cristi, vrei să mânci wurstul? Hai la wurst. Hai că te hrănesc cu wurst. Asta e mic dejunul. Numai asta îmi permit. O zis Cristi că numai asta îmi plătești. În altceva n-am voie mai mult. Așa că mă mulțumesc. Red Bull-ul mi l-am luat din banii mei. Că nu mai zis că nu mai ești bani. Na, asta e viața. Prieteni, am ajuns la destinație, 600 de kilometri și să vă arătăm mașina după... Asta nu, asta e prea frumoasă pentru fraierul de vorbe meu, nu are în față din asta. Dar să vă arăt mașina pe care o vrem. Să vă arăt.
Ford Focus este. Pentru mașina asta am venit 600 de kilometri. Prieteni, o să mergem înăuntru, să negociem, să vedem, să facem test drive, să mama focului și să vedem dacă o luăm. Așa că rămâneți aproape. Revenim după o scurtă pauză publicitară. Da, dă-i! Na, ia cătă. Na, hai să testăm mașina Ford, care ăsta, Focus ST, 250 de cai, nu? Da. Na, nimeni nu a putut omul ăsta filma cum trebuie, tol, vai, Doamne! Merge frumos. L-auzi? Ne auzi filtrul. Că are filtrul sport pe ea. Nebuna. Are filtrul sport pe ea. Doamne, ce frumos sunt și ce ochi albaște frumoși am. Prieteni, am cumpărat mașina 16.399 de euro. Am scos-o la 16.000. Deci 400 de euro mai ieftin. Vă arat un pic. Noi am terminat treaba acum aici, Cristi face actele, plătește, face supervising, tot ce trebuie. Și el o să vină săptămâna viitoare după mașină, cum am spus, e la 600 de kilometri de noi. Dar na, dacă asta e mașina care îi place și-o dorit-o, de ce nu? E un Ford Focus ST din 2013, cu motorul de 2 litri și 250 de cai. O să vă filmez un pic să o vedeți așa și interior și exterior, după care noi o să plecăm și o să mai vă filmez de pe drum câteva chestii. Și cam asta a fost excursia noastră pentru astăzi, super, super tare. Rămâneți până la final, că mult nu mai durează. Sigur o să mai găsesc ceva interesant pe drum să vă filmez în drum spre casă. Prieteni, trebuie să vă arăt o opțiune foarte tare, foarte, foarte tare. În momentul când deschizi ușa, uitați-vă atent, vedeți că este o bucată de plastic de ceva. Și asta e pentru protecție la ușă. Ce interesant, foarte tare. Și când o închidem, intră. Extraordinar, eu n-am mai văzut lucrul ăsta la nicio mașină.